Tragedia s-a produs în timp ce părinții micuțului se aflau la masă. Copilul de 5 ani a profitat de neatenția lor și s-a apropiat de piscină. Martorii spun că băiețelul a văzut o păpușă în bazin, s-a plecat după ea și a căzut în apă. Când au observat că băiețelul nu se mai întoarce, părinții au dat alarma și l-au căutat prin tot hotelul. Cumplita veste le-a fost dată de un alt copil care le-a spus că l-a văzut în piscină. Am auzit strigătele, nu știa că era mama, dacă era soră. Imediat a venit, adică ce s-a auzit, noi am auzit de la balcon țipetele și, nu știu, 5-10 minute salvarea a fost aici. Cineva i-a făcut resuscitare copilului până a venit salvarea, a făcut masaj cardiac. Da, ei pronunța numele și țipa, de fapt nu știam despre ce e vorba, fiind la vreo 15 metri distanță. Nenorocirea s-a produs puțin după ora 21. Turiștii spun că băiețelul ar fi putut să țipe, însă în zadar, pentru că nimeni nu l-ar fi auzit din cauza orchestrei din restaurant. Tot martorii susțin că piscina nu are supraveghetor sau paznic pe timpul nopții. Am întrebat și dimineața ce s-a întâmplat și este un secret în România, așa, cred că nimeni vrea să spună nimic. Și nu am întrebat curiozitate că eu am ajutat la resuscitare. Trupul micuțului de 5 ani a fost scos de un turist și a fost chemată o ambulanță. Medicii au încercat să-l resusciteze, însă eforturile lor au fost în zadar. Am deplasat la locul incidentului cel mai apropiat echipaj, un echipaj care se afla în stațiunea Neptun. Din păcate, copilul era în stop cardiorespirator, au fost începute manevrele de resuscitare cardiopulmonară și copilul a fost transportat de urgență în unitatea de primiri urgențe a Spitalului Municipal Mangalia, unde manevrele de resuscitare au fost continuate. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia și dacă a fost vorba despre neglijență din partea părinților. Familia venise din București în vacanță la mare. Nu pot eu să condamn pe cineva. Fiecare părinte își grijește copilul, are grijă de el. Chiar nu pot să condamn pe nimeni. Da, este o hotărâre de guvern HG 1136 din 2007, prin care orice loc de îmbăiere, strand, piscină, zonă turistică de îmbăiere, trebuie să aibă un serviciu de salvamar, să supravegheze cei care au locul de îmbăiere, să spun, la scăldat. În jurul orei 22 și 30 de minute, băiețelul de 5 ani a fost declarat mort. Cadavrul a fost depus la morga Mangalia în vederea efectuării necropsiei și stabilirea cauzei decesului. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.